Amin. Haleluia. Am vrea să mai citim un verset din Luca, capitolul 23, versetul 26, spune așa: pe când îl dulceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroți și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Amin. Haleluia. Doamne, dorim în continuare să ne înveți, acum la încheiere, Doamne, să învățăm, căci cuvântul Tău este ca un izvor de apă rece care răcurește viața noastră. Și avem nevoie ca ființa noastră, pe plan spiritual, să fim răcoriți de cuvântul Tău. În numele Tău ne-am rugat în veci. Amin. Amin. Mulțumim pentru mesajul pe care fratele Ionuț ne l-a dus. Nu este ușor să vorbim despre răstignirea lui Iisus, dar trebuie să recunoaștem că regele iudeilor, regele regilor care a intrat în Ierusalim în Duminica Florilor, este același rege al evreilor care a fost răstignit în Vinerea Mare. Unii spun că a fost joia, alții spun că a fost vinerea. Nu cred că are importanță ziua, posibil pentru unii evrei, dar pentru noi importanță mare are faptul că Iisus, de bunăvoie, a luat crucea și a dus-o până la capăt. Haleluia! Aceasta ne aduce aminte puțin despre acea experiență pe care Avram a avut-o cu fiul său Isaac. Și spune că Isaac a fost cel care, pe spatele lui, a fost pusă lemnele. Avram a pus pe spatele lui Isaac lemnele și Isaac le-a dus până sus pe muntele Moria. La fel și Iisus a fost cel care a luat crucea și a dus-o până la Golgota. Dar în această călătorie a crucii lui Iisus, vedem că are loc un mic segment, o mică întâlnire dintre Iisus și Simon din Cirena. Și în această seară, în mesajul meu, aș vrea să vorbesc puțin despre acest Simon din Cirena. Bun înțeles, mai mult despre Iisus. Dar ca să înțelegem această opire în această narațiune a răstignirii, am vrea puțin să privim în context. Dacă citim versetul 25, acolo ne spune că Iisus a fost dat în mâna lor, adică în mâna soldaților. Pilat, învățătorii legii, putem spune națiunea lui Israel, toți au zis: nu mai avem nevoie de Iisus. Și din momentul acela, soldații au fost aceia care au fost cei care au fost stăpânii lui Iisus, adică cei care au făcut ce au vrut cu Iisus din momentul acela. Și spune că pe când soldații îl duceau pe Iisus spre locul căpățânii, soldații au fost aceia care l-au forțat pe Simon și l-au prins și a zis: ia și ajută-l pe Iisus. De asemenea, dacă privim mai atent în context, vedem că Iisus tace. Iisus tace înaintea lui Pilat. Iisus, putem spune că tace înaintea Sinedriului. Iisus tace atunci când alții îi pun multe întrebări. Dar din momentul acela, din momentul când Iisus a fost dus să fie răstignit, Iisus începe din nou să vorbească. Iisus vorbește cu femeile, Iisus vorbește cu cei doi tâlhari, Iisus vorbește cu Tatăl Ceresc și Iisus din nou este cel care nu face altceva decât mântuiește, ajută, vindecă, chiar și în ultimele sale clipe ale vieții, chiar în ultimele momente înaintea să moară, Iisus nu face altceva decât arată dragoste, pasiune, milă, îndurare și ajutor unei lumi moribunde. Dacă
citim mai atent și fratele Ionuț a citit această narațiune a răstignirii, nu este timpul acum. Vedem aici mai multe personaje. Vedem femeile pe care Iisus le spune că sunt fiice ale Ierusalimului, apoi vedem prezenți soldații, după cum am zis, apoi conducătorii, apoi observatorii în mulțime, femeile galileene și Iosif din Arimateea. Vedem mai multe personaje reale prezente în această călătorie a răstignirii lui Iisus Hristos. Și în această seară aș vrea să privim doar la un singur personaj, la Simon din Cirene. Așa ne spune cuvântul Domnului, căci pe când îl duceau să răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena. Cirena, în mod geografic, se spune că este sau a fost capitala provinciei romane Cirenaica, Libia de astăzi, în nordul Africii sau în Africa de Nord. Acesta e important pentru evrei din vremea respectivă, fiindcă se spune că a fost un centru al populației evreiești. Luca menționează de asemenea în Evanghelia sa și în Faptele Apostolilor că evreii care au venit în ziua cinzecimii erau evrei pioși, au venit din Cirene. De asemenea, dacă citim la răstignirea sau la aruncarea cu pietre a lui Ștefan, spune că acolo erau din sinagoga evreilor din Cirene. Deci, unii recunosc și cred că acest Simon este un evreu, evreu de origine greacă, deci vorbea grecește și vom vedea mai departe mai mult despre el. Ceea ce aș vrea de la început să privim este faptul că în acele momente ale durerii, ale răstignirii, Dumnezeu în planul său măresc a ales prezența lui Simon din Arimateea ca să-l ajute pe Iisus. Avea nevoie Iisus de ajutor? Nici de cum. Ne putem asuma faptul că soldații au văzut că Iisus este slab datorită pierderii, putem spune, de sânge pe care Iisus a fost bătut crunt atât în fața lui Pilat din pont cât și în momentele acelea ale răstignirii. Și mă gândesc că soldații au zis că Iisus e nevoie să fie ajutat. Primul meu gând în această seară, pentru voi, pentru cei care ne ascultați și pentru cei care suntem aici, Iisus aici vrea să ne transmită un mesaj, și anume, ucenicul lui Iisus trebuie să-și poartă crucea. În Evanghelia după Luca, evanghelistul Luca accentuează mesajul lui Iisus și de două ori Iisus spune în Matei, nu, în Luca capitolul 9, spune acolo, Iisus spune că cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și apoi în alt pasaj, în Luca capitolul 14, din nou Iisus vorbește din nou cum va fi ucenicul lui Iisus. Și acolo din nou Iisus vorbește că un adevărat ucenic trebuie să-și ia crucea în fiecare zi. A purta crucea lui Iisus nu este ceva metaforic, nu este ceva imaginar, nu este ceva simbolic, ci este o realitate reală. Așa spune aici că versetul 26, că după Iisus spune că Iosif, care este tatăl lui Iisus, putem vedea în el un om al Dumnezeu care a ascultat de Domnul și a împlinit întocmai legea lui Israel și a fost ascultător Mariei, ascultător legii, dar ca și om născut din nou, ca și urmaș al lui Iisus. Oricine ai fi tu, Ion, Iosif, Simeon, cum este cazul acum, nu mai este nevoie să ascultăm de legea lui Moise ca să fii ucenicul lui Iisus. Tu trebuie să porți
crucea lui Hristos. Amin. Cuvântul Domnului spune aici, versetul 26, căci i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. Aleluia! În această seară, gândul meu este la slujire. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca într-o vreme ca aceasta să înțelegem mesajul slujirii. Astăzi mulți oameni aleg să își pună o cruce la gât, în mod simbolic. Și acasă toți avem poate simbolul crucii. Unii chiar evanghelici aleg să pună pe biserică și știm acel simbol. Crucea este simbolul creștinității. Dar în mod real, cuvântul Dumnezeu ne spune că un adevărat ucenic al lui Iisus este cel care poartă crucea. De aceea, în această seară, aș vrea să vă încurajez ca Dumnezeu să ne dea puterea să ne ducem crucea. Nu este întotdeauna ușoară. Crucea este simbolul suferinței. Crucea este chemarea pe care Dumnezeu o dăruiește fiecăruia care este chemat să semene cu Iisus Hristos. Dacă ești chemat să semeni cu Iisus, atunci va trebui să duci crucea pe care Iisus a dus-o. Nu crucea mântuirii, ci crucea slujirii. Aleluia! Și în această seară, gândul meu pentru noi este să îl slujim pe Domnul în ascultare de El. De asemenea, mă gândesc că faptul că soldații au văzut că crucea apăsa greu pe Iisus, putem să ne gândim la adâncimea suferinței, și anume, suferința lui Iisus a fost grea, a fost apăsătoare, a fost cruntă, a fost dureroasă, a fost masivă, a fost ceva inuman. Și a văzut că un om nu poate să ducă atâta suferință. Aici accentul este faptul că Iisus a avut nevoie și în lucrarea lui Dumnezeu e nevoie de ucenici. E nevoie ca să călcăm pe urmele lui Iisus Hristos. Istoria spune de fapt că acest Simon din Cirena, din momentul acela a devenit un urmaș și un ucenic al lui Iisus Hristos. Faptul că Evanghelistul Luca menționează numele Simon din Cirena înseamnă că destinatarii acestei cărți, biserica primară, au cunoscut cine este Simon din Cirena. Și chiar înainte a citit fratele Ionos din Marcu, în Marcu, în capitolul 15, spune mai mult despre el, spune că soldații au osilit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirena și completează tatălui Alexandru și a lui Ruf. Deci era un părinte. Și faptul că Marcu menționează numele Alexandru și Ruf înseamnă că copiii lui Simon au devenit ucenicii lui Iisus Hristos. Aleluia! Accentul pe ucenicizare, accentul pe ascultare, în mod literal, o vedem aici în viața lui Simon din Cirena. El nu a dorit să ducă crucea, el nu și-a imaginat așa cum unii astăzi își imaginează, sau nu a interpretat metaforic sau simbolic, el în mod real, în mod literar, a dus crucea lui Iisus Hristos. Amin? Un adevărat ucenic al Domnului. Trebuie să dăm dovadă de slujire și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Aleluia! Glorie lui Iisus! De asemenea, haideți să primim la niște observații și detalii pe care evanghelistul Luca le precizează aici și cuvântul Domnului spune că Simon din Cirena se întorcea de la câmp. Nu înțelegem exact motivul de ce Luca a specificat lucrul acesta, dar putem interpreta două lucruri, și anume, unu, Simon din Cirena nu a fost prezent
la alte întâlniri înaintea, adică nu a fost unit cu mulțimea care au strigat în ura mare să-L răstignească pe Iisus Hristos. Nu a fost acolo împreună cu cei care au dorit ca Iisus să moară. Ci vedem că Simon e specifică că vine dintr-o altă călătorie. Și anume, ni se pare, introducerea lui în această narațiune, la început, ni se pare fără sens și fără scop, dar vrea să transmită un mesaj. Și anume, ce caută Simon din Cirena după amiază la ora 3 în Ierusalim? Cu siguranță nu a venit la templu să se închine. Unii poate interpretează că a fost un pelerin care a venit din Cirene ca să se petreacă Paștele în Ierusalim, așa după cum era obiceiul. Nu știm motivația, dar ceea ce știm este că Simon ajunge la locul, cum spunem, nepotrivit, la locul, omul nepotrivit la locul nepotrivit, și anume, se întâmplă uneori să fii într-un loc care nu ar fi trebuit să fii, nu? Dar eu cred că nu este la întâmplare ca Simon, tocmai pe drumul în care Iisus trecea, să fie răstignit. Ucenicii Domnului care au fugit, s-au ascuns, vedem că Dumnezeu în mod miraculos aduce un alt ucenic care să fie prezent la răstignirea lui Hristos. Și nu este altcineva decât Simon din Cirena. Rămâne un mister. Cine acest Simon din Cirena poate să fie? Unii interpretează, am ascultat acest gând într-o predică mai mult, cu mult timp în urmă, și anume că acest Simon din Cirena simbolizează biserica, și anume neamurile. Știm că Cirena este un oraș în Africa de Nord și acest Simon a venit de la țară, din întâmplare, ca să putem spune, interpreta aici, simboliza, și anume faptul că evreii l-au respins pe Hristos, faptul că nu au vrut să-L accepte pe Hristos, în respingerea lor, în răzvrătirea lor, în răzbunarea lor, Dumnezeu în mod miraculos a ales ca lemnul crucii, crucea să fie dus de unul dintre neamuri. Prezența lui Simon, cel care simbolizează neamurile, înseamnă binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o neamurilor. Este puțin o interpretare, am putea spune, forțată, dar ceea ce noi trebuie să recunoaștem este faptul că Dumnezeu, în suveranitatea sa, a hotărât ca și neamurile să primească iertarea, curăția, vindecarea. În momentul răstignirii, în momentul morții, în momentul acela, și neamurile au fost prezente la răstignirea lui Hristos, prin prezența lui Simon din Cirena. E posibil, putem accepta lucrul acesta, este adevărat. Dar ceea ce trebuie să înțelegem, că această experiență a răstignirii a fost o experiență iudaică, evreiască, și profetul Ieremia și Zaharia, Ieremia ca fiul al durerii vorbește mult, dar cel mai mult mi-a plăcut de Zaharia. Zaharia vorbește în capitolul 12, spune așa, versetul 12 spune așa, în ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, țara se va jeli, fiecare familie, familia casei lui David, femeile ei, familia casei lui Nathan, femeile ei, familia casei lui Levi, femeile ei, toate celelalte familii, fiecare familie, deosebit și femeile. Vedem aici cum Zaharia prevestește momentul răstignirii, când jalea mare, suferința mare este pentru națiunea lui Israel. Și vedem aici că femeile erau cele care se boceau și plângeau. E adevărat că era un obicei oriental în vremea aceea ca femeile să plângă, dar eu cred că acele femei care mergeau după Iisus au plâns fiindcă au ținut la Iisus, fiindcă le-a vindecat copiii, le-a vindecat
poate soții, le-a făcut mult bine și acum femeile plângeau. Erau singurele persoane care plângeau aici, femeile. Haleluia! Și în această seară am vrea și noi să recunoaștem că jalea aceea, haleluia, jalea lui Israel, că n-au cunoscut vremea cercetării, am vrea și noi să nu plângem prea târziu și am vrea și noi să înțelegem mesajul lui Iisus. Iisus le spune femeilor, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, plângeți-vă orașul Ierusalim. Asta este mesajul lui Iisus în momentul acela când crucea a fost dusă de Simon din Cirena și a zis, femeile galileene, femeile lui din Ierusalim plângeau. Și Iisus spune, plângeți copiii voștri. În această seară aș vrea să ne rugăm, să ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască copiii noștri. Este vremea când Dumnezeu ne cercetează, este vremea Harului, este vremea când crucea lui Hristos, aleluia, are putere pentru noi și copiii noștri și vrem și noi să-L urmăm pe Iisus, așa cum l-au urmat femeile, cum l-au urmat Simon din Cirena, să-L urmăm pe Iisus, aleluia, glorie Domnului, glorie Domnului. Ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu cheamă și astăzi oameni care să asculte de Iisus Hristos, aleluia, aleluia, glorie lui Iisus. Dacă privim în Faptele Apostolilor, vedem acolo în biserica din Antiohia, spune cuvântul Domnului în capitolul 19, spune că, în versetul 19, capitolul 11, spune așa că cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii lui Ștefan, au ajuns unde? În Fenicia, în Cipru, în Antiohia și spune, propovădea cuvântul iudeilor. Și totuși, printre ei au fost oameni din Cirena. Cirena spune că acolo au fost primii creștini care au vestit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, grecilor și celor din Antiohia. Deci vedem sămânța care a fost semănată în Simon din Cirena, a fost dusă unde? Acolo în orașul lui. Și acolo au fost primii creștini care a dus Evanghelia, aleluia, în Antiohia. Și apoi în capitolul 13 spune așa, că în biserica din Antiohia erau niște proroși și învățători. Cine? Era Simon. Din nou Simon prezent în Antiohia. Erau Luciu din Cirena. Aleluia, din nou oameni prezenți din Cirena și de asemenea Pavel în ultimul capitol din Romani, acolo spune că transmite salutări prietenilor de slujbă și printre aceștia sunt menționați Luciu din Cirena, Simeon, aleluia. Vedem cum sângele lui Iisus, întâlnirea lui Iisus cu aleluia lui Simon a mântuit nu doar familia lui, orașul lui și impactul a fost până la marginea lumii, aleluia! Haideți să învățăm de la Simon din Cirena și să ducem crucea, fiindcă dacă noi dăm dovadă de ascultare, Dumnezeu va binecuvânta viața noastră și Dumnezeu va binecuvânta copiii noștri și generația următoare. Dacă noi nu ascultăm de Iisus acum, credința în generația următoare poate se va opri. Aș vrea să închei cu aceste gânduri și anume, Doamne, dă-ne puterea lui Simon din Cirena să nu cârtim. Un om care nu avea datoria aceea să ducă, el venea dintr-un mediu rural și soldații l-au prins, cu alte cuvinte, poate nu a avut de bună voie și i-au pus în spinare crucea. Cred că n-a fost toată crucea, conform acelor reguli din vremea respectivă. Se spune că cei care erau răstigniți, o parte a crucii era legată și era împlântată în cel care trebuia să fie răstignit. Mă gândesc că doar jumate din cruce. Dar faptul că a fost părtaș crucii lui Hristos vrea să ne învețe pe noi, cei din socul 21, să fim parte la lucrarea lui Dumnezeu. Cum? Prin prezența noastră. Lucrarea lui Dumnezeu este
acolo unde sunt prezenți ucenicii. Lucrarea lui Dumnezeu este acolo unde, haleluia, biserica este prezentă și noi suntem biserica târzie. Dacă în biserica timpurie, creștinii de atunci, ucenicii de atunci au ascultat și au dus crucea, cu atât mai mult și noi trebuie să continuăm să slujim Domnului. Aleluia! Aleluia! Astăzi, fiind Vinerea Mare, ne gândim la suferința lui Isus. Ne gândim la cât de mult Isus pe lemnul crucii și-a dat viața pentru noi. Aleluia! Și aș vrea ca și noi să fim gata să suferim dacă e nevoie. Trăim într-o generație în care putem accepta atât de greu prigoana, fiindcă poate părinții noștri au suferit, dar noi suntem atât de comozi, atât de sensibili, căci nici măcar o vorbă nu am putea să primim de la un frate. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem că într-o vreme în care boala bântuie, ciuma bântuie, necazul bântuie, prezența ucenicilor este ceea ce este nevoie într-o vreme ca aceasta. Și dacă suferi, suferi de boală, de COVID-19, poate suferi de durere, nu faci altceva decât împlinești datoria unui ucenic de a suferi. Aleluia! Haideți să ne rugăm! Haideți să ne ridicăm picioare! Și am vrea să ne rugăm! Aleluia! Ne gândim la Simon din Cirena seara aceasta, ca și un ucenic care, în mod literal, a dus crucea lui Isus pe dealul Golgotei. Aleluia! Ceea ce ne învață acest ucenic este faptul că noi trebuie să urmăm pe Isus. Aleluia! Și să ducem crucea. Aleluia! Doamne, dă-ne putere! Dă-ne putere nu doar să celebrăm, nu doar să ne bucurăm în închinare, ci să fim gata să dăm ascultare și momentele acelea când trebuie să ducem crucea. Aleluia! Doamne, într-o vreme ca aceasta ne rugăm să fim un Simon care să împlinim nevoia bisericii. Aleluia! Glorie lui Iisus! Doamne, lasă peste noi dragostea Ta, așa cum a fost în Simon. Și să știm că în Vinerea Mare e nevoie de ucenicii Domnului, să nu mai stea ascunși, ci să fie gata în mod public, să stăm, să lucrăm, să mijlocim. Aleluia! Că Iisus s-a rugat, Iisus a mijlocit când mergea, aleluia, spre momentele acelea a suferinței. Iisus s-a rugat, s-a rugat pentru femei, s-a rugat pentru Simon, s-a rugat pentru noi și ca noi să fim mântuiți, aleluia! Doamne, lasă puterea Ta, lasă cuvântul Tău mai departe, lasă dragostea Ta peste noi, ca Domnul să împlinească scopurile Sale cu noi într-o vreme ca aceasta. În numele Tău ne-am rugat, în numele lui Iisus. Amin, amin. Aleluia, ne rugăm cu toții. Doamne, lasă binecuvântarea Ta, lasă dragostea Ta, lasă binecuvântarea Ta.